Bună ziua, dragii mei! Vă mulțumim frumos că ne-ați urmărit și în vlogul anterior și sper să o faceți în continuare și vizionare plăcută! Noi plecăm la adjus să ducem o pilotă la spălat. Asta e costumația lui mama. Acasă. A fost la adjun. Acasă. Aici am pus să fac o friptură de pui, de țară. Este gata și friptura și mămăliga. Ne punem să mâncăm. Poftă bună! Roșiile le-am pus din grădină. Pun niște țelină. Le pun la murat ca să am așa, să mănânc, să mâncăm acum. Nu pentru la ea. Pun niște ardei, uite. Și astea spălate. Pun la murat. Să mai spăl. Mai pun și deasupra. Iar eu l-am gurc. Pun o lingură de sare.
Așa este acum. Așa. Așa. Și vă arăt după curățenie. Am terminat. Și aici. Termină curățenie. Aici. Cum ești cu lăsat de unii? Să vă arăt ce am cumpărat astăzi de la Adjud. Încep prima dată cu... Am luat niște trafaleți, că vreau să vă ruiesc. Am luat o cutie de var. Am luat un pepene roșu. Un pachet de biscuiți Oreo, dai gol, că l-am mâncat copiii în mașină. Unul Kinder, tot așa, două Kinder pentru copii, dar i-am mâncat. L-am mâncat în mașină, am mâncat deja. O napolitană, două ciocolăți de casă, un pachet de biscuiți Oreo, așa. Niște piersici, lapte, piept de pui, vrea mama să facă și sarmale, salată de icre, drojdie, vreau să fac un cozonac, varză, vreau să facă mama nu știu ce mâncare cu varza, și cam atât. Varza e de la piață, pepenul de la piață, iar astea sunt de la Profi. Am mai luat ciocolata asta, da, am mâncat în mașină, și ciocolata asta. Mulțumim frumos și până la vlogul următor, rămâneți sănătoși și mulțumim!